Luptătoarele Beatrice Andreea Ana și Alina Vuc se află în această perioadă într-un lung stagiu de pregătire montană. După ce au stat aproape trei săptămâni la piatra arsă, sportivele legitimate la Clubul Steaua București se pregătesc acum în Poiana Brașov. În liniștea montană, Alina Vuc are ocazia să se antreneze cot la cot cu Azera Maria Stadnic, una dintre cele mai titrate luptătoare din lume. Este primul meu cantonament după cea de-a treia operație, unde mă pregătesc pentru cea de-a treia participare la Jocurile Olimpice. Pregătirea merge bine totul e bine deocamdată. Nu sunt 100%, dar am timp să fiu până în septembrie. Acolo trebuie să fiu 100%. Deocamdată sunt bine pentru această perioadă. Știu că în această uh, perioadă la Poiana Brașov o ai alături pe Maria Stadnic, cea care te-a învins de câteva ori în carieră. Uh, cum este să cod cot la cot cu ea? Am de învățat multe lucruri de la ea și mă bucur că o am atât de aproape. Ai spus la un moment dat că e idolul tău, și că dorești foarte mult să o învingi. A fost idolul meu, am pot să zic că mai e idolul meu după ce am pierdut câteva finale în fața ei, dar mai am puțin timp ca să, să o pot și învinge. După ce a cucerit două medalii de aur la ultimele două ediții ale campionatelor europene, Beatrice Andreea Ana își găsește în continuare motivația de a se pregăti în fiecare zi cu maximă seriozitate. Este o onoare să fiu dublă campioană europeană și mai ales să fiu singura femeie din România, acest lucru îmi dă motivație să mă antrenez mai tare pentru a reuși lucruri mai mărețe. Ce simte un sportiv în momentul în care realizează la capătul luptei că a câștigat medalia de aur? Este un moment foarte plăcut în care nu știu, simți că te-ai autodepășit, că ți-ai întrecut orice limită și ești în culmea fericirii dar în momentele în care antrenorul te-a portat pe umeri, cum a fost? Toate aceste rezultate frumoase se fac în echipă și mă bucur că am reușit să putem flutura steagul împreună. După asemenea succese, cum te automotivezi să revii în sală, să revii, să faci, să alegi pe pante, să te pregătești pentru alte competiții? Păi tocmai aceste succese mă motivează să alerg mai mult, să mă antrenez mai mult. După fiecare alergare pe pantele din Poiana Brașov, gândurile stelistelor zboară spre Campionatul Mondial din septembrie de la Belgrad, acolo unde se vor da multe dintre biletele de participare la competiția supremă de peste un an de la Paris. Ce crezi că trebuie ca să devii și campioană mondială? Încă n-am descoperit rețeta <laughs> pentru a deveni campioană mondială, deci nu pot să zic ceva sigur, dar cred că ar trebui să lucrez la mai, să am mai multă forță, să am o tehnică mai, mai bine stabilită. Care este cel mai important lucru pe care l-ai învățat de când face acest sport? Cel mai important lucru, aș putea spune că este că munca grea întotdeauna este răsplătită. Asta am învățat în ultima perioadă și în momentele în care mi-e foarte greu, mă gândesc la asta.